România față de, de ideologii, față de doctrine și avem cuplajul ăsta tot mai mare, inserția tot felul de internaționale, să zicem. Cât de diferite sunt partidele din România, declarate pe stânga, de dreapta, popular, liberal și așa mai departe, față de, de ce, ce e în Occident. Și putem să o luăm pe, pe secțiuni, să zicem, cât e de diferită socialdemocrația românească față de socialdemocrația. Bun, înțeleg întrebarea, dar sunt întrebări puțin complicate pentru mine. Eu nu sunt, nu sunt politolog și nu prea am stat să mă gândesc la, la lucrurile astea. Deci ce pot să spun ca o idee așa mai generală este că diferențele trebuie să fie destul de accentuate în măsura în care și România este destul de diferită sau chiar foarte diferită de țările occidentale. Deci România ca societate, ca lume românească, nu seamănă foarte bine cu societățile occidentale. Și atunci dacă România nu seamănă, nimic sau aproape nimic din ce în România nu seamănă chiar atât de bine. Bun. Noi preluăm mai ușor, asta a spus-o Titu Maiorescu cu atâta vreme înainte. Preluăm mai ușor formele decât fondul. Bineînțeles că am preluat formele, că avem Constituție, avem legi, avem partide și așa mai departe. Nu, cred de, dacă în Occident e o estompare a, a ideologiilor, cel puțin în zona, estomparea asta a ideologiilor este în zona de centru, care e zona dominantă, dar și în Occident vedem spre margini, extremă stângă, extremă dreaptă, chiar cu manifestări foarte, foarte zgomotoase. Unii sunt antimondializare la extrema stângă, alții sunt ultranaționaliști, xenofobi la, la extrema dreaptă. Da, dar astea sunt niște margini care, sigur, fac zgomotul lor destul de mult, dar nu au șanse prea mari să iasă dintr-o zonă, dintr-o zonă marginală. Deci dacă în Occident avem de-a face cu estomparea asta ideologiilor, un cu atât mai mult la noi, cum spuneam. Fondul vine repede, va